Lăviți să fie Domnul. Vă rog să vă reașezați. Este o bucurie în această frumoasă zi să fim împreună, înaintea lui Dumnezeu, și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat cu această zi, dar în mod deosebit familia Morhan și familia Sav, care își văd împlinită dorința înaintea Lui Dumnezeu de a vedea copiii, în primul rând, mântuiți, pe urmă în casa Lui Dumnezeu, căsătorindu-se înaintea Lui Dumnezeu și așteptând binecuvântarea Domnului. Împreună cu soția suntem la sărbătoarea voastră. Așa cum spunea și fratele păstor, fratele Neluțu, ne cunoaștem de mult timp cu Cornel, Lavinia, familia Morhane, bucurăm să vă cunoaștem astăzi. Lunga prietenie care o avem cu Cornel și Lavinia, așa este când venea Cornel cu Lavinia cu și unii nu erau, s-au născut pe urmă, cei mari de acum erau micuți atunci și a venit vremea, în care să porniți pe drumul acesta al căsătoriei și pentru aceasta ne rugăm Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă exprim și eu bucuria, frate pastor frate Ionel, de a fi iarăși cu dumneavoastră, împreună cu fratele pastor fratele Nelu Libuț. Vin cu bucurie totdeauna că e ceva care face legătura aceasta, legătura frumoasă care o face Domnul prin Duhul Sfânt, să ne bucurăm totdeauna și să fim plini de bucurie când suntem împreună în casa lui Dumnezeu. Ca și slujitori, chiar dacă n-ați spus, cred că toți, au fost multe predici care le-ați gândit ce să fie mai bun pentru astăzi. Sunt momente în care cu ce venim aceea spunem. O predică care o pregătești, care spui asta merge astăzi, asta o spui în ziua respectivă, în ziua căsătoriei. Însă, mi-au trecut multe predici prin minte, ce să spun astăzi, ce să predic, dar cântarea pe care tineri au cântat-o împreună cu voi astăzi, călătorim prin pustia aceasta, cu acel cor deosebit, cu norul iubirii, călăuzirea aceasta prin pustie, mi-a pus Domnul pe inimă câteva aspecte, câteva lucruri care vreau să le amintesc în această călătorie a voastră. Voi porniți pe un drum pe care n-ați mai fost niciodată. Un drum pentru care părinții voștri, cum și noi, ne-am rugat și continuăm să rugăm, ne rugăm pentru copiii noștri care s-au căsătorit. Un drum care de multe ori e un drum al surprizelor, al lucrurilor. În unele momente nu știi ce decizii să iei. Și călătoria aceasta prin pustie, înspre limanul dorit, are câteva popasuri, dacă vreți, sau câteva momente uh, în care vedem ceva, ceea ce se amintea astăzi, minunea lui Dumnezeu. Evreii au ieșit din țara Egiptului cu mână tare, scoși de Domnul, cu mână tare și cu braț puternic. Imaginați-vă după atâția ani de robie, sute de ani, 400 de ani de robie în Egipt, Dumnezeu i-a scos cu mână tare și cu braț puternic. Bucuroși, dar se întâlnesc cu primul obstacol, momentul când ajung la Marea Roșie. Momentul când faraon din spate a spus: Cum i-am lăsat să plece poporul ăsta care ne făcea cărămizi? Și ajung în fața Mării Roșii. Marea Roșie era în față, faraon venea din spate, era disperare în acea zi. Și în acel moment a intervenit Dumnezeu și a zis următoarele cuvinte. Nu vă temeți de nimic, exod 14, versetul 13, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Versetul 14, Domnul se va lupta pentru voi. Primul aspect care vreau să-l amintesc pentru tine, Elisei și Lea, și pentru noi toți. În călătoria prin pustia aceasta vor fi momente fără ieșire. Momente în care din punct de vedere omenesc să ți se pară că ești depășit de situația prin care treci. Și ți se pare că nu vei mai putea ajunge la liman, ți se pare că vei pieri în pustia acestei lumi. Când norii vor acoperi viața unora, când noi nu mai avem răspuns, Moise n-avea răspuns în fața celei mări și a venit Dumnezeu și a spus, spune-le să stea liniștiți, eu, Domnul, mă voi lupta pentru voi. Și știți, momentul în care moi se atinge cu toiagul mare Roșie și Marea se dă la o parte, știți de ce? Pentru că Dumnezeul care călăuzește familia prin pustia acestei lumi, e Dumnezeul care ia lucrurile care nu sunt și ele au ființă și se numește Dumnezeul lucrurilor imposibile slăvit să fie în numele Domnului. Și știți ce face Dumnezeu? S-a angajat să se lupte ca noi să putem să rămânem în, 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 împreună și să rămânem în acest har al mântuirii. S-a angajat să lupte pentru familia ta, Elisei și Lea, și pentru familiile noastre. Știți că a fost chiar pentru patriarhul Avram un moment de criză, când a fost o foame în țara unde era și s-a dus în Egipt, spune Cuvântul lui Dumnezeu, Geneza, capitolul 12, și acolo, în Egipt. Spune că avea o problemă Avram în călătoria din Canaan înspre Egipt. Sara era foarte frumoasă și s-a gândit în mintea lui și a spus dacă voi spune că Sara este soția mea, egiptenii mă vor omorâ și îmi vor lua soția. Frământat de gândul acesta, frământat, ajunge la intrarea în Egipt și a zis, sau Sara, vreau să te rog ceva și vreau să citesc Spunea, ea, spunea, Avram, când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale, Sara, iată, ești o femeie frumoasă. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui, pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că e sora mea ca să mă meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Și așa fac, ajung în Egipt și acolo spune când a auzit că este sora lui slujba și cei mai de frunte au văzut și au lăudat-o la faraon și femeia a fost adusă în casa lui faraon. Și pericolul era mare pentru Avram și pentru Sara și pentru familia lui. Dar a venit Dumnezeu în acel ceas și spune cuvântul Domnului, dar Domnul a lovit cu mari urgi pe faraon și casa lui din pricina nevestei lui Sarai. Și Dumnezeu îi zbăvește de acolo și Dumnezeu face iarăși unirea lui Avram și a lui Sarai. Pentru că Domnul în călătoria prin pustie se va lupta pentru voi. Au trecut Marea Roșie și mai fac un popas. Spune cuvântul Domnului în Exod capitolul 15, au pornit de la Marea Roșie, versetul 22, Exod 15, au apucat înspre pustia șurb. Și după trei zile de mers în pustie, n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, imaginați-vă, însetați. La un moment dat văd apă și ajung acolo la Mara. Îmi imaginez cum s-au năpustit acolo să bea apă din, din apele acelea care le-au întâlnit. Însă au constatat ceva, apele erau amare. Spune, n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. Călătoria prin pustie Elisei și Leia trece prin momentul acela de la, din, acel, din, acea, din acel loc care s-a numit șur. Că nu totdeauna apele sunt dulci. Că nu totdeauna viața este frumoasă ca astăzi, cum spuneau frații cu flori în stânga, în dreapta, poze, îmbrățișări, dorințe, case, multe, piatră, fericiri, multe urări veți avea astăzi, multe urări. Ca și astăzi nu veți mai avea niciodată atâtea urări pe care vi, le, vi se vor da, dar nimeni nu vă va putea da ce vă urează. Nimeni nu vă va putea da, fericire nu vă va putea da nimeni, bucurie nimeni nu vă va putea da nimeni și vor fi momente de uh, amărăciune, de situații critice. Știți ce aleg unii în acele momente când se întâlnesc cu apele de ramara? Auz, tu în stânga e în dreapta. Auzi, n-are rost să mai mergem împreună, n-are rost. Și aleg dorința aceasta depărtării. Uitând că cel care a unit familia n-a făcut-o doar pentru jumătate din pustie, în călătorie. Păi, când vă merge rău, unul în stânga, altul în dreapta. Nu v-ați potrivit, probabil. Și Dumnezeu care a unit soțul și soția în căsătorie. A spus și-a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Înseamnă că Dumnezeu unește și se întâmplă ceva acolo la mare. N-au zis, mergem în altă parte, căutăm alte soluții. Și acolo la mare a intervenit Dumnezeu, că ascultați-mă, când apele sunt amare, Dumnezeu vine în suveranitatea Lui și are soluția, pentru că acele ape amare să devină iarăși dulci acea situație critică în care ți se pare că nu mai ai înși... mă, nu mă mai înțeleg, mă, au apărut probleme de felul acesta. Vine Dumnezeu și face minunia, pentru că atunci când funia este împletită în trei, cel de-al treilea nu-i nici Cornel, nu este nici tata lui Elisei. Noi am avut principii și soția ne-am înțeles noi și am zis, băi, păstrăm distanță. Știți că cine lovește pe altul din spate, pe autostradă, ăla din spate e Nu contează cu cât merge ăla din față, dacă ții prea aproape, de ești vinovat, frate. Păi frate, a, a frânat dintr-o dată, trebuia să păstrezi distanța, simplu. Și al treilea nu este nici tata, nici mama. Noi mai dăm sfaturi de pe margine, mă, nu bine. Gata, ne oprim, nu spunem mare lucru, lăsăm. Dacă ne întreabă, răspundem. Și cel de al treilea este Dumnezeu. Că noi s-ar putea câteodată, prin uh, faptul că ne băgăm prea mult, să facem mai amare apele alea, să le facem mai amare, că noi nu avem soluții de multe ori. Însă cel care are soluții este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și dacă nu unele familii astăzi, apele sunt amare. Dumnezeu poate să facă minune astăzi. Știți că într-o familie, într-o casă, în. În momentul în care o femeie a rămas văduvă, așa de amare au fost apele încât uh, vinovat era Dumnezeu. Și Naomi a spus, întoarceți-vă în urorile mele, ruți și orpa în casa părinților voștri, pentru că Dumnezeu m-a amărât. Dumnezeu și-a întors fața de la mine, și-a întors uh, privirea de la, din, 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 din casa mea, mi-a luat soțul, mi-a luat copiii. Știți ce a ma, uh, 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 și a făcut Naomi? Și-a schimbat numele și a zis, nu mai îmi spuneți Naomi care înseamnă plăcută și spuneți-mi Mara care înseamnă amărăciune. Dar știți ce a făcut Dumnezeu? S-a urcat rut împreună cu ea și a venit Dumnezeu și a îndulcit iarăși apele acelea, că Dumnezeu avea un plan divin cu privire la casa lui Naomi. Pentru că într-o zi nora ei, rut s-a căsătorit cu Boaz și pe spiță de neam, din rut și din Boaz, se naște Mântuitorul Domnului Iisus Hristos. Noi nu știm astăzi de ce apele sunt amare, dar cel care face minunea schimbării este Dumnezeu. În casa aceea, din doi împărați, capitolul 4, când femeia aceea rămâne singură cu cei doi copii și era în pericol să-i fie luați copiii. A intervenit Dumnezeu și unde lemnul ăla puțin care le avea un singur vas, au umplut toată casa din unde lemnul acela și Dumnezeu a făcut minunea înmulțirii și apele acelea amare au fost transformate în ape dulci și din casa aceea unde ți se părea că este un colț de iad, Dumnezeu schimbă și face un colț de rai, numai El slăvit să fie numele Domnului. Și mă apropiu de încheiere, al treilea aspect care vreau să-l amintesc, un alt popas s-a numit Pustia Sin. Călătoria din Egipt înspre Canaan s-a oprit la un moment dat în Pustia Sin. În Pustia Sin au venit evreii, au început iară să cârtească, era, era un obicei la ei. Evreii, când aveau o problemă, mergeau la Moise și spuneau, ne-ai scos din țara Egiptului de parcă Moise a adus a zecea urgie când întâiul născut din fiecare casa lui far, a egiptenilor a murit, loviți de îngerul morții fără milă. Și cârteau. Și asta s-a întâmplat și în pustia Sin. Și Domnul a spus, stați liniștiți, mâine dimineață veți vedea ce n-ați mai văzut niciodată. Dimineața roa era pe fața pământului, s-a ridicat roua și cuvântul Domnului ne spune că au văzut niște boabe mici ca de gheață. Și au zis, vrei, ce este asta? Și a zis, Moise, este mana care Domnul vă dă din cer. Au luat-o, au măcinat-o, au constatat ceva. Avea gust de turtă cu miere. No, care e fabrica aia care a fabricat? Unde a fost prelucrată mana aia? Unde a fost fabricată mana aia? În cer, cu siguranță. Și au luat din mana aceea și a zis, asta e mane care vă dă Domnul. Știți cât au mâncat din mana aceea? 40 de ani până la intrarea lor în țara Canaanului. Când au ajuns la hotarele țării Canaanului, a spus, aici se termină mana, de aici, țara este o țară în care curge lapte și miere. Și a zis Domnului Moise, ia un omer din această mană, pune-o într-un vas și pune-o în chivotul mărturiei, în chivotul Domnului, peste ani să se păstreze și să se știe că oricât de grea ar fi pustia, Dumnezeu poartă de grijă. Și știți care a fost minunea Evrei au cârtit. La un moment dat au aruncat cu vorbe în mana aia sus. Mana e proastă, nu ne mai trebuie. Știți cât de credincios a fost Dumnezeu cu oamenii ăștia atât de răzvrătiți? Putea Dumnezeu să spună o, o săptămână, vă tai mana, descurcați-vă, o lună, vă tai mana, descurcați-vă. Însă Dumnezeu în credincioșia să lui a spus, voi cârtiți, eu îmi păstrez legământul care l-am încheiat cu voi, că m-am angajat să vă duc până în țara Canaanului. Stați liniștiți, mana tot va veni. Dragii mei, asta înseamnă purtarea de grijă, vegherea lui Dumnezeu. Preubită familie Morhan și familia sa, vă uitați astăzi și vă vedeți copiii pentru care v-ați rugat și Dumnezeu le-a purtat de grijă. N-au luat drumul în lumii, n-au luat drumul pribegiei a neascultării și Dumnezeu a ascultat rugăciunea și va binecuvânta și Dumnezeu a vegheat asupra copiilor dumneavoastră pentru că Dumnezeu e Dumnezeu care poartă de grijă. Elisei și Leia vă va păzi Dumnezeu, vă va ocroti și vă va purta de grijă, va veghea asupra vieții voastre. Și nu uitați, în pustie, evrei aveau o țintă, ei, -au, chiar dacă au rătăcit 40 de ani, pentru că Domnul l-a făcut să rătăcească, el îi călăuzia și ascultau în totul de Dumnezeu minunea care se întâmpla în călătoria prin pustie. -au, ei nu călătoreau haotic după capul lor, mâine mergem acolo, poi mâine dincolo. Ei erau călăuziți în totalitate de Dumnezeu. Noaptea într-un stâl de foc și ziua într-un stâl de nor și mergeau după norul acela și după stâlpul acela de foc. Știți cum se făcea călătoria? Când stăteau și poposeau undeva, spunea când se auzea trâmbița sunându-se într-un fel sau altul, știau felul în care trebuie, că trebuie să se pregătească de plecare. Dar plecau foarte organizat. Dacă veți citi cartea numeri capitolul 2, veți vedea că prima seminție care se ridica era seminția lui Iuda. Da, erau primii care se ridicau și spuneau plecăm și ne ducem după norul acesta și suntem călăuziți de Dumnezeu prin norul acesta și prin stâlpul acesta de foc. Să aveți în vedere călăuzirea lui Dumnezeu. Pentru că cel care știe să ocolească toate stâncile care vă vor fi în față este numai Dumnezeu. Și când veți merge și veți călca pe urmele lui Dumnezeu, Dumnezeu vă va duce într-o zi până la limanul dorit când veți trece Iordanul. Elisei și Leia, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă călăuzească și să vă dea putere, să rămâneți ancorați de Domnul prin pustia acestei lumi, Dumnezeu vă va purta de grijă, Dumnezeu va schimba apele amare în ape dulci și Dumnezeu se va îngriji de voi și vă va purta de grijă. Amin. ca să ținești doar tu din el el Da -a. I -a -i. Încă o dată corul fără instrumente O iubire O iubire Are-te Venit De sus M M să fie jertfa Domnului Isus și Domnul să binecuvinteze Biserica Elim. Amin.